Ei, salutare, prieteni, eu sunt X-Breaker, bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 17, Ultimate Team. Dacă vom câștiga o partidă din două, vom reuși să câștigăm divizia a treia, să vedem ce vom face. Rămâne de văzut, doamne, câți jucători au nevoie de contracte. Câți jucători au nevoie de contracte, m-au cam rupt aici, dar nu le dau de astea, le dau așa de... E mai bine așa. N-are să le consumăm pe cele de gold, iată și Cuadrado are nevoie, foarte, foarte mulți de altfel au nevoie de aceste contracte. Dar astea cam cele mai multe, am 170 și trebuie să scăpăm de ele, nu? Într-un fel sau altul, trebuie să le consumăm și pe acestea. Cine este după? Khedira. Haideți să-i dăm și lui Khedira. Au, doamne, dar câți jucători avem? Chiar foarte mulți, Asamoah și el are nevoie, doamne, dar ce ați făcut, mă, băi nebunaticilor? Ce ați făcut toți? De trebuie să dăm atâtea contracte. S-au chitit toți odată pe noi. O echipă oricum care nu e deloc rea, zic eu, această Italia, o să mai facem câteva transferuri și la ea, s-o întărim, dar momentan a mers destul de bine, după cum știți pe live, am reușit să câștigăm toate partidele. Ceea ce a fost super tare, băieții au fost în formă maximă, la fel și eu. Eu acum o să schimb echipa. Și sportielul are nevoie. Va trebui să mergem pe cea de Premier League, pentru că acolo au băieții 99 fitness toți. Acolo cu siguranță au 99. Mergem aici. Oh, nu, asta este cea de Italia. Mergem aici, hai să vedem fitness-ul. Cum spuneam, 99-99, doar Walcott nu are. Hai să vedem dacă am să-i dau vreun fitness lui Walcott. O să-i dau, așa, unul de 20 și face 99 și el. Ceea ce e ok. Mergem, ne căutăm adversarul. Și haideți să vedem dacă vom reuși să câștigăm divizia a treia. Din câte țin minte, parcă am luat bătaie în prima parte după le-am câștigat pe toate. Am jucat bine pe livestream, am reușit victorie după victorie, victorie după victorie. Iată se găsește adversarul, Andrei Chelu. Iată jucăm împotriva unui român. Ceea ce e bine, iar joacă cu echipamentul lui Real Madrid, eu cu echipamentul lui Manchester United. Totuși sunt curios ce echipă are. Martial, Sané, Sturridge, Rooney, Kanté, Walker, Smalling, Bailey, Shaw, Begovic, 80 rating, 100% chemistry. Îl are pe Antonio Conte acela, nu? Dacă nu mă înșel. Manager, să vedem ce vom face. Să vedem ce vom face, cum vom evolua în această partidă. Haide, Vardy. Miki. Iată, Vardy. Miki. Și este 1-0. Ce debut de partidă. Ce debut de partidă. Avem 1-0 în aceste momente. Minutul 1. Reușim să marcăm la prima fază. Mkhitaryan duce scorul la 1-0. Dar să nu ne bucurăm foarte devreme. Să nu ne bucurăm foarte devreme, deoarece se pot întâmpla multe într-o astfel de partidă, mai ales că am dat golul extrem de rapid. Aproape de o recuperare. Aproape de o recuperare aici de Braine. Cum îmi place mie să-i zic, Walcott. Oh, riscă puțin. Doamne, chiar că riscă. Riscă multe, dar ce bine mă scoate de aici din defensivă. Otamendi, Azpilicueta. E atent. Bine. Mai departe. Și mai departe pentru Jamie Vardy. Jamie Vardy, dar e și Kanté bun. Nici Kanté nu e slab la viteză. Iată o pasă nu foarte bună, deoarece a fost în forță. Bine, schimbă partea. Îmi place că e totuși destul de calm, dar în același timp riscant. O singură eroare poate fi fatală. Otamendi, ce eroare face Otamendi? Și e 1-1. E 1-1. Ceh de aici ia gol într-o poziție destul de ușoară, zic eu, adică dintr-o poziție mai grea pentru adversar. Vine acest șut, oricum erorile mele. N-a reușit să-l blochez pe Sturridge. Bun. Mkhitaryan.
2 la 1, minutul 11. Oh, Doamne, va fi o nebunie de partidă. Begovic n-are ce să mai facă. Din nou, Mkhitaryan marchează. Avem 2 la 1 și haideți să rezolvăm cumva partida asta. Jocul continuă. Jamie Vardy. Bun. Ah, Walcott. No, no, no. Din nou e destul de ciudat din defensivă. Bine. Walcott. 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 Dăm gol. Walcott, dăm gol la faza asta. Prindem poarta. Asta trebuia să facă, să prindă poarta. Bun. Combinații bune aici. Ai, din nou reușim trecerea. Kanté, pasă slabă pentru De Bruyne. Era evident că n-are cum să ajungă mingea la De Bruyne acolo. Recuperăm. Dar nu pasăm bine. Begovic, oh. Din nou, cum spuneam, riscant. Din nou foarte riscant. Adversarul. Mickey, Coleman. Coleman în careu. Bun. Cum ar fi hat-trick-ul, dar mingea e deviată. Cred că se ducea destul de bine. Iată cât riscă. E foarte sigur pe el. Sau cel puțin așa pare. Și într-un fel îmi plac adversarii ăștia care sunt siguri pe ei. Și eu de multe ori sunt sigur pe mine, dar... termin prost, să zic așa. Walcott, încep să mă enervezi. E a treia eroare făcută de tine. Hai că nu e faul, joacă. Jamie Vardy. De Bruyne. Întoarce totuși balonul mult prea în spate, să zic așa. Hai cu preluarea De Bruyne-ito. Oh, Begovic. O minge care cred că va ieși. Nu iese. Iată, e ținută în teren destul de bine. Oh, wow, dacă îmi juca margine, mă cam termina. Dar totuși, până la urmă, joacă în margine să mingea se duce în afara terenului. Haide. Vardy, De Bruyne-ito. A plecat și Walcott. A plecat Walcott, însă nu e o pasă superbă. Walcott, Vardy, unde te duci? Din nou Walcott cu o pasă greșită. Uite-l acum pe Jamie Vardy. Nu vor baloanele să ajungă deloc la Vardy. Mkhitaryan a jucat destul de bine până acum. Cu multe recuperări. Încerc recuperarea aici, Miki. Nu cred. Al meu a dat așa? Să nu spuneți că a dat al meu așa, că îl mănânc. Iată o minge încercată din nou pe sus. Destul de grele mingile astea. La ce fundaș avem? Coleman. Ca un veritabil fundaș. Iese perfect din defensivă și avansează acum. Hai Coleman, să vedem ce va face însă. Vine concentrare. Nu rea. Mingea însă n-a fost ajunsă de vreunul din jucătorii noștri. De Bruyne. Nu știu ce vrea să facă. Oh, din nou trimite mingea în afară, destul de ciudat aici. Cred că n-a vrut să facă asta. Haide, Walcott. Walcott. Bun. Mickey, Dembele. Ce șut slab. El cam din poziția aia a marcat. Noi nu facem, Vardy, îl aștept să iasă din offside. Miki, de două ori greșit. Iată cum ține tricou Mkhitaryan. Doamne, am ceva cu pasele astăzi. Am ceva cu pasele astea care nu-mi ies. Miki, bun, Kanté, pentru Dembele, însă Dembele nu pleacă. Din nou dă mingea, cred că, în afară, nu va ajunge. Ba da, a ajuns-o. Iată, Sané ajunge la acel balon. Ai, 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 cât de aproape a fost de a recupera balonul, să-mi dă mingea. Îmi dă mingea aici. Tio Walcott în blocaj, Jamie Vardy. Iese Begovic foarte bine. Mingea să va rămâne la noi. Coleman, Dembele. Kanté, după cum știm, are șuturi foarte bune, să încearcă pasă acum. Încearcă o pasă ce n-a fost bună și iată cum se poate face 2 la 2 în final de primă repriză. Dar nici adversarul nu reușește niște pase superbe astăzi. Mickey, schimbăm. Walcott. De Bruyne-ito. Preluare slabă. Ho-ho. Doamne, cât riscă. În ultimul moment a dat pasa asta. Bine blocăm. Kanté foarte bine.
Blocăm. Oh, ne încurcăm. Însă ne apărăm bine. Se termină prima revizie 2-1. 3 goluri marcate destul de devreme. Am mai avut ceva ocazii după, dar n-a reușit să marchez. Nu e bine că ar fi trebuit să mai dau cel puțin un gol. Am avut ocazie mare cu Walcott. După Dembele și slab. Jamie Vardy până acum nu a ieșit la rampă deloc. Iată acum o pasă bună. Meche, cel care a reușit dubla. Mkhitaryan. Mkhitaryan. Blocat perfect. Jamie Vardy. Hei, hey, Vardy. Nu facem treaba așa, Vardy. Chiar nu facem treaba așa. E bine blocajul ăsta. Ah, cam puțin cam împins după părerea mea. Un egal nu ne ajută să câștigăm liga, deci avem nevoie de victorie. Jamie Vardy, prea multe dribling-uri încercate de acesta și nu sunt foarte bune. Ce intervenție dură de cartonaș galben. Asta este Dembele. Ți-o cauți cu lumânarea, n-ai ce să faci. A fost galben, ziceți voi, n-a fost asta galben? A fost clar de galben. Iată, joacă până în margine. Preluare mai greuță, dar iese. Kanté, Vardy, jucăm pase din prima. De asta avem nevoie în aceste momente. Walcott. Bine. Ei, ce frumos, avem șansa acum să scăpăm. Kanté. Dembele. Jamie Vardy, De Bruyne din prima. 3-1, mă scuzați. Ce gol. Ce golață. Reușește De Bruyne foarte bine aici. Bitul 55. Execuție frumoasă din prima cu interiorul. Și în aceste momente eu zic că vom câștiga divizia a treia. De Bruyne ridicat. Fază frumoasă. Asta a fost o fază frumoasă. Chiar o fază frumoasă. Vine aici De Bruyne. Îl învinge pe Begovic. Învins pentru a treia oară acesta. Walcott bine. Haide. Frumos atunci când reușești să câștigi liga, e foarte frumos, plus că sunt niște coinsuri importante ce vin. Vardy, bine, o să-l bat pe Benteke. Hai, lasă-mi jocul să continui, domnul arbitru, că aveam posesie acolo. Fac o modificare. Îl schimb pe el, îl bat pe Benteke pentru că Walcott nu mai face față în ultima perioadă, văd. Adică cel puțin meciul ăsta nu mi-a jucat așa cum mi-aș fi dorit eu. Poate Benteke acolo va face mai multe. Otamendi. Azpilicueta. Bun. Benteke. Vardy. Perfect acum Mkhitaryan. Hat-trick-oare? Este hat-trick-ul lui Mkhitaryan. Hat-trick-ul lui Mkhitaryan. 4-1, minutul 60. Perfect. Begovic învins din nou. N-avea ce să mai facă. Bară gol. Mă mir că după o perioadă bună, după ce o minge se duce în bară, mai intră în poartă și la mine. Mkhitaryan, eroul nostru astăzi. Dembele, să nu-mi e roșu, te rog. Că jocul lăsat liber de arbitru. Bine. Din nou Miki, care a fost imperial astăzi. Iată o minge pentru Dembele, n-ajunge Dembele, Kanté. Nu e Benteke ăsta, pasă pentru De Bruyne, 5-1, spectacol total, 5-1, doamne ce partidă, De Bruyne reușește și în aceste momente clar se termină. Am jucat împotriva unui român, iată, care momentan n-a reușit să facă față, m-a egalat destul de rapid, însă după totul s-a terminat, De Bruyne aici... Încheie această partidă, este 5-1, dar meciul va continua. Mai este timp să mai dea și el gol. Mai este timp și pentru mine să mai dau goluri. O pasă. Totuși a riscat prea mult, după părerea mea, adversarul. Faul dur. Faul de cartonaș galben și la Smalling. Îl vede Smalling, supărat capitanul acestuia, însă a fost clar faul. Benteke! Apără Begovic. Cum ar fi fost să marcheze? Oricum, mi-aș dori să marcheze și Benteke. Azpilicueta faultat. Foarte supărat jucătorul advers. Joc cu Benteke, din prima cu Vardy. Vardy mai departe, Mkhitaryan. Vardy! 6-1!
Oh, dar ce frumos încheiem această ultimă etapă din divizia 3-a. Intrăm în divizia 2-a cu capul sus, cu o victorie frumoasă, zic eu. Vardy, șut perfect. În plasa laterală, n-ai ce să mai faci la un astfel de șut. Începem bine, terminăm bine, să zic așa, această partidă, deși am fost egalați rapid, cum spuneam. Adversarul a cedat, e fault aici. E fault făcut de Benteke. Oricum, am avut câțiva jucători în formă. Singurul care m-a dezamăgit a cam fost Walcott, care n-a făcut mare lucru, a greșit foarte multe pase, a avut ocazii de gol, să-mi dea golul de 3-1, dacă nu mă înșel. Și n-a făcut-o. Pentru Benteke este acest balon. Benteke se îndreaptă către un gol și el. Benteke! 7-1! Ho-ho! 7-1. 8 goluri într-o partidă. Cât de frumos. Benteke spulberă adversarul în aceste momente. Vardy cu o pasă perfectă peste adversari. Benteke vine cu un șut superb cu stângul. Din nou în plasa laterală. Pentru a 7-a oară în vis Begovic. Oare va ieși? Nu știu. Da, iese. Iese adversarul în aceste momente. Preferă să nu mai continue. Primim 11.669 de coinsuri pentru că am reușit să câștigăm și această, divizie. Divizia 3-a și, cum a spus, intrăm cu capul sus în divizia 2-a. Am meritat, zic eu, 7 victorii și 2 înfrângeri. Dacă nu mă știu, am avut 2 înfrângeri consecutive sau o înfrângere, o victorie și după aia înfrângere, nu mai știu exact. Dar, oricum, am jucat fenomenal, fenomenal am jucat. Aici se va termina episodul. Vreau să celebrăm împreună această calificare în divizia a doua și, ce credeți, vom reuși să promovăm în prima divizie în acest sezon? Sau, nu știu, lăsați-mi voi asta în comentarii. Cum credeți voi că se va întâmpla? Eu am fost Xbreaker, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Nu uitați de like, share și subscribe. Până data viitoare, toate cele bune! Pa, pa!